joia aceasta, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul comunității din Vingard, protopopiatul Sebeș. Ierarhul a binecuvântat o nouă clădire a casei de tip familial Sfântul Apostol Andrei din localitate. Misiunea noastră pe acest pământ este să fim solidari cu semenii noștri și să le stăm alături în lipsurile, suferințele și speranțele lor. Aceasta o dorește de la noi, Mântuitorul nostru, care zice: să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Părintele Ioan Stănilă și cu toți care se ostenesc în această casă de tip familial, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, s-au îmbrăcat în simțăminte de îndurare și de bunătate. Astfel, reușesc să exercite iubirea milostivă și să celebreze liturgia fratelui aceasta numai aceasta ne conferă cu adevărat calitatea de ucenici ai lui Hristos suntem emoționați dar în același timp bucuroși că-l avem în mijlocul nostru pe un alt care vine să mângâie copiii și să binecuvinteze casa pe care le-am construit-o, ca să aibă un trai fericit, ca să poată și ei să se bucure de bucurile vieții acesteia. În casa noastră locuiesc 15 copii cu vârste între 5 și 22 de ani, toți merg la școala din sat până la clasa 8 -a la școlile din Alba Iulia, profesionale, și două fete avem care sunt studente, una la post liceală din Alba Iulia, farmacie, și cealaltă la Universitatea 1 decembrie, ambele în anul 3. Așezământul Sfântul Andrei face parte din rețeaua de asistență socială a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și este prima casă de tip familial înființată pe lângă o parohie din cuprinsul Patriarhiei Române.